Bună ziua, dragii mei! Dragii mei, ia să pun eu microfonul mai aproape. Dragii mei, cu Soare, Lună, Venus, Ascendent, Nodul Nord în Zodia Racului. Aceasta este talarea mea, Tarotela, canalul meu și mesajele pe care le primesc pentru voi, cei cu Soare, Lună, Venus, Ascendent, Nodul Nord în Rac, Octombrie. Ce ați primit? Da, e interesant că iar plânge cățelul tocmai la voi. La ce zodia mai plâns? Cred că la balanță. Sau auzi niște zmiorcăituri? Să vă zic de ce plânge, dacă l-auziți plângând. Plânge pentru că vrea să se joace cu pisicuții din curte care nu vor ei să se joace cu cățelul. E o nepotrivire. Unii vor, alții nu vor. Probabil că e o lecție și la voi. Să vă căutați, să stați în preajma celor care vă doresc, nu care nu vă doresc. Interesant mesaj. Așa zic, așa mi se par toate interesante. Se par din ce în ce mai fascinante talările. Deși uneori sunt obositoare, cum au fost la Leu, la Capricorn. Nu știu la voi cum o să fie. Ia să-mi pun și ochelarii. Primul mesaj care a venit, destul de greu, destul de greuț, dar a meritat. A meritat așteptare. Probabil că și la voi a venit destul de greu această înțelegere. Deci mesajul se pune, dragostea, love, make the difference. Dragostea face diferența. Probabil că și voi ați înțeles destul de greu, unii dintre voi. Nu toți, evident. Unii care aveți tendința să fiți mai jucăuși, care cântați, că vă dă o trompetă. Cântați, vă plimbați, că sunteți cu barca. Ardeți, că văd trei lumânări. Ardeți intens. Acum rămâne de văzut în ce direcție ați ars. Și din acest motiv nu ați făcut diferența între dragoste și pasiune, ardere, da? Între dragoste și... alte interese. Dragostea ajută să vă vindecați de rănile trecutului și asigură o senzație de securitate și de stimă față de voi. Da? Ce frumos! În preajma anumitor persoane simțim lucrul ăsta. Dar mai presus de toate trebuie să simțim în noi. Ca să nu trebuiască să fugim prin comunicare, prin plimbări, prin aventuri, să fugim de noi. E un mesaj pentru unii, 3 și cu 1, 4. Trebuie să comunicați, 3, să comunicați, că tot e trombonul ăsta sau ce este, trompetă sau ce-o fi. Să comunicați cu cineva. 1 înseamnă manifestare în acest moment pentru mine. Să manifestați ceva în momentul în care comunicați. Nu să comunicați de dragul de a comunica, pentru că trebuie să-și învățați ceea ce comunicați se manifestă. Și atunci, mare grijă în ceea ce comunicați, mare grijă și faceți diferența. Că în funcție de cum comunicați, manifestați dragoste sau alte lucruri. Aveți o nouă dragoste și această nouă dragoste vă ajută să faceți diferența între ce ați trăit până acum, ați îndurat unii dintre voi, nu toți, dar unii ați îndurat foarte multe în dragoste. Ați așteptat, eu iar văd corabie, probabil că și aici s-a terminat setul la lumea. Probabil că unii sunteți la distanță, peste o apă, iar apă văd și aici, peste ocean, rămâne de văzut. Dar e o distanță mare între unii dintre voi. Ați îndurat eventual să vă întâlniți cu această nouă dragoste? Unul dintre voi este ca o stea și vine val vârtej în brațele cuiva. Acum că sunteți voi ca o stea, că sunt ei ca o stea, iar variază. 2 și cu 6 este această nouă dragoste vă va transforma radical. Nici nu știți în ce direcție o să vă transforme, dar în primul rând veți face diferența între ce ați trăit până acum și ce urmează să trăiți. Evident că la fel se va întâmpla și cu ei, pentru că această casa 8-a, da, când văd 8, mă gândesc la casa 8-a Scorpionului, se manifestă în cuplu, în amândoi, nu doar într-o singură persoană. Și persoana respectivă se va transforma radical lângă voi. Acum, ia ce frumos! Că ați îndurat foarte mult pentru manifestarea, când vorbim de manifestare acestei romanțe, acestei iubiri, iar poate unii sunteți mai în vârstă și vine această iubire destul de târziu. Alții, poate sunteți mai tineri, dar asta nu înseamnă că dacă sunteți tineri, n-ați trecut prin multe lucruri, prin multe evenimente. 4 și cu 3, ce înseamnă? 7. 7 și 8, eu, aha, ce frumos, da.
E o creștere. Doi și cu 5, na? 25 iar. 7. 7 ăsta. A cam întârziat venirea acestei noi iubiri, dar a fost cu un scop. A fost cu un scop. Să... Vai, vai, ce stare am. Să înțelegeți, de fapt, ce înseamnă dragostea. Că aici dragostea face diferența și dragostea îndură. Și în momentul în care înduri foarte multe, se naște o nouă dragoste. Bine, această nouă dragoste poate să fie o etapă nouă în relația pe care o aveți. Poate că... Ah, Doamne, ce mesaje vin! Poate că până acum doar ați visat unul la celălalt, poate nici nu vă cunoașteți, dar într-un fel sau altul v-ați manifestat unul pe celălalt prin ceea ce ați îndurat. E un romantism între voi care până acum s-a manifestat la alt nivel, în 5D, în stare de visare. Nu cred că acest romantism s-a manifestat până acum. Urmează. Dar el a existat în mintea voastră, în sufletul vostru, în starea voastră de, eu știu, visare, poate chiar de vis lucid. Urmează romantismul acesta să îl demonstrați de acum încolo. Ce stare. Din cealaltă serie de cărți a adus să se arate Bride Offers Herself. 4 și cu 3, iar am mai avut 43? Ia uite, 43. 43 să fie ceva, vârsta cuiva, sau 34, sau 43 să fie ceva, numărul apartamentului vostru. Chiar nu contează asta. Ah, 46 și 44, iar o evoluție. 44, număr maestru. Ring of Time, ieșiți. Ring of Time pentru mine este Saturn, este inelul lui Saturn. Și Saturn ține de timp. Și de această transformare care vine prin muncă, prin multă anduranță, dragostea îndură, dragostea îndură. Ați îndurat lecțiile lui Saturn. Și acum, pentru că ați îndurat, vine dragostea cea nouă sau o nouă etapă în dragostea voastră, în care partenerul vostru învață să se ofere, sau partenerul pe care l-ați așteptat toată viața, se oferă într-un fel, dar am simțit, cum am zis mai devreme, se oferă, e deja, oferta asta vine undeva în plan astral, urmează să se manifeste în material. Această ofertă o văd la nivel spiritual, emoțional, deocamdată nu fizic. Probabil, rămâne de văzut și ce alte cărți apar, se va manifesta și în fizic. Și atunci veți face diferența între iubirile trecătoare și această dragoste profundă pe care o aveți față de cineva. La capătul setului de cărți, nu știu cum aș putea să traduc, Towering Magnificence. În fine, un moment, pentru că e Tower înseamnă turn, da, în... Turnul e ține de o construcție, de un templu. Construiești ceva. Am zis că e o chestiune care se transformă la o transformare la nivel cosmic. Cosmic butterfly, fluture cosmic. Butterfly pentru mine este, fluturile reprezintă transformarea. Ați avut momente de intimitate într-o altă dimensiune. Știu că sună ciudat, dar cei care știți, știți. Cei care nu, rămâneți cu un semn de întrebare și cu ochii mari. În inima lui Dumnezeu, acolo, unii dintre voi ați reușit să vă conectați. Unii care lucrați cu energiile spre evoluția voastră, ați reușit să vă conectați într-o formă sau alta la inima lui Dumnezeu. La inima voastră, în primul rând, că acolo este Dumnezeu în noi, într-o formă sau alta, în cea mai profundă esență, da? Și de acolo ați început transformarea la nivel cosmic. Uf, mamă, ce mesaje primesc. Cred că ați început să vă transformați în această perioadă în care ați îndurat din dragoste sau în dragoste. V-ați transformat la alte nivele. 7, 5, 6D, nu contează, variază. Dumnezeu știe, Heart of God, da? Dumnezeu știe unde ați început această transformare, în ce dimensiuni.
Și unde ați început o construcție spirituală, puternică. Unii dintre voi, evident nu toată lumea, dar unii manifestați ceva foarte puternic. Și inelul lui Saturn, cum am zis mai devreme, este o încununare a muncii voastre. Evident că aceste mesaje pot să se raporteze și la viața voastră profesională. Wow! Iar simt energie foarte intensă. Să-mi pun cărțile deoparte. Vreți, unii dintre voi, cu această nouă dragoste și romanță și inelul lui Saturn, inelul timpului, probabil că vreți să oferiți cuiva, iar este o căsnicie inel, inel, mireasă. Și a apărut și 10 de monede. Probabil că unii dintre voi sărbați 10 ani de când v-ați căsătorit, 20, nu contează. Alții vreți să oferiți cuiva sau aștepta să vi se ofere acest inel din partea cuiva. Din seria cărților pe care să le folosesc în crucea celtică, s-a arătat, de fapt nu, stai mai întâi, s-a arătat 3 de cupe și 5 de monede, nu, scuze, de monede, sunt un pic obosită, de băte. Și asta îmi spune că unii dintre voi aveți niște evenimente artistice cu prietenii, 3 de cupe cu prietenii, artistice, 5 de băte, pentru care ați muncit foarte mult, v-ați bătut cu concurența, dar pentru care meritați să vă bucurați. Veți avea niște bucurii, evenimente artistice, evenimente cu publicul. Și da, aveți acolo oameni, posibil cineva cu marcaj în semn de foc, care vă tot provoacă, să zicem, face parte din concurență, vă tot provoacă, dar provocările știți că sunt pentru creșterea voastră, așa că nu problem. Ce vreau să se mai arate, 2 de cupe, sunteți conectați la sufletul vostru pereche, că o fi în astral, că o fi în realitate, sunteți conectați, aveți un suflet pereche cu care comunicați, da? Comunicați pe cale telepatică. Și a vrut să se mai arate 10 de monede. Eu repet, unii dintre voi chiar vreți să vă căsătoriți cu acest personaj, să faceți casă, să aveți o relație stabilă. Faceți diferența între aventurile, între iubirile trecutului și acest personaj. Că o fi semn de pământ, că o fi semn de apă, iar pentru mine nu contează, contează pentru voi, dar nu semnul. Poate să fie o conexiune la nivelul o sinastrie lunară. Sau între Venusul vostru și luna lor. Da, sunt diferite. Și poate să fie și Saturn. Dacă aveți în sinastria un Saturn puternic, asta vă dă stabilitate. O, da. Ce frumoase cărți. A apărut și lumea. Sunteți la distanță unii dintre voi. Iar evenimente publice pentru alții, da? Și vă cocoțați deasupra lumii. Călătoriți eventual prin lume cu acele evenimente artistice, publice, ce or fi. Ieșiți în evidență, deasupra luminii. Luminii? Nu, vreau să zic deasupra lumii. Deasupra mulțimii. Mai greșesc și eu. Probabil că sunteți în spot. Aveți lumini pe voi. Lucrați pe scenă unii dintre voi. Dar zisem deasupra luminii. Interesant. Sputuri de lumină. Cine știe ce jocuri de lasere de lumini vor fi pe acolo. Și vreți să comunicați cu acest suflet pereche. Oh, aveți un Da, regele de spade și regina de spade. Ideea este că nu aveți doar comunicare emoțională și telepatică, dar comunicați și mental foarte bine și chiar vă potriviți din punct de vedere mental, așa simt. Vreți să călătoriți către cineva care vă aduce echilibru, iar 2 de cupe, echilibru, vă echilibrează, vă vindecă, vă puteți crește împreună spiritual, vă vindecă, vă aduce bucurii, și faetonul semnul oracului. Un pic rănit, da, că ați îndurat în dragoste. Iar apare semnul Capricornului, regina de monede, semnul Capricornului, dar poate fi orice alt semn de pământ, în mod special că apare și eremitul. Poate să fie și leu, nu contează, a fost o dezamăgire pentru unii dintre voi, un turn, o separare, la. O să vedem. Rac, răcușori, răcuți, te mai și copiii. Căței, adică. Plâng copiii după mine. Plâng căței după mine.
mama răniților, că tot vorbim de zodia racului, da? Rac, octombrie 2020, soare, lună, Venus, ascendentul lunar. Am zis că sunteți, dragostea îndură, ați îndurat mult, iată Chiron. Dragostea îndură, aici sunteți voi sau voi în relații cu cineva. Sunteți cam obosiți. Dar nouă este spre creșterea voastră spirituală. Lecții spirituale, pasiuni după pasiuni sau responsabilități sau lupte sau bătălii sau ce vreți voi. Ați îndurat, da, ce frumos, ați îndurat foarte multe. Dar totul spre creșterea voastră spirituală. Dragostea face diferența. Țac, țac, ce frumos. Hai să vedem ce mai e. Lumea, ho-ho! Sunteți cam obosiți să vă plimbați pe glob, pe tot globul. Acum, bine, vor fi și restricții. Interesant, restricții de circulație. Probabil că aici vom vedea. Sper că nu aveți restricții, pentru că asta înseamnă și blocaje. Blocaje. Dacă vreți să circulați, să veniți mai aproape de cineva sau să încheiați un capitol, să începeți altul, probabil sunt niște blocaje. La capătul setului de cărți apare nebunul, un pic cam îndrăgostit cu valetul de cupe. Punctul zero, punctul tuturor posibilităților. Am zis, comunicați cu grijă că ceea ce spuneți se manifestă. De-aia zic, de câte ori pot, uneori mai și uit. Mare grijă ce cuvinte folosiți. Inclusiv la evenimentele artistice. Învățați, dragii mei. Ce-ai făcut? Așa a fost nebuneala? Nu, o lăsa așa. Ok. 5 de spade în trecut. Nu aș vrea să le amestec. Mai. Unde erau? M-ați zăpăcit de tot. Stați un pic, că le găsim imediat. Că doar le-am citit. Mamă, ce nebuneală! E o nebuneală! Da, voi fi și eu un pic obosită, dar... Este o nebuneală. Ce s-a întâmplat aici? Numai alea le-am citit mai devreme. Deci, rămâne așa. În trecut, aveți pe cineva care vă invidiază. Un semn de aer sau cineva cu marcaj puternic în semn de aer care vă invidiază 5 de spade la maximum. Poate unii dintre voi, există și varianta asta, unii dintre voi ați vrut cu orice chip, este ego-ul cuiva, de a câștiga, de a avea victorii. Dar sper că ați învățat să-i blocați, sau dacă este ego-ul vostru, sper că ați învățat să blocați această tendință de a avea ultimul cuvânt. În general, la 5 de spade, înseamnă jocuri mentale, dorința cuiva de a avea ultimul cuvânt, de a demonstra că el are dreptate și chestii de genul ăsta. Și bănuiesc că învățați cu acest nou de bute să-i blocați pe aceștia, sau dacă este energia voastră, vă dați seama că nu vă crește spiritual și nu vă aduce niciun beneficiu. Regina de băte. Ce nebuneală s-a întâmplat, dar toate lucrurile se întâmplă cu un scop. Da? 4. Ia uite. Regele de monede. Regina de monede. Împărăteasa. Mai da câte monede au venit. Mult semn de pământ. Multe semne de pământ, de monede. 8 de cupe. Mergeți către victorii. Dar vă consumați foarte mult pentru aceste victorii. Foarte mult. Unii dintre voi încercați să fugiți de o transformare emoțională. Vreți să fugiți de niște... știți cum...
Oameni care fug de ei. Asta e un mesaj până revin la subiectul principal. Unii dintre voi încerca să fugiți de voi prin aceste evenimente artistice sau prin dorința cuiva de a atrage atenția, poate lucrați cu publicul, atrageți atenția unii dintre voi dacă lucrați cu publicul, publicul vă aplaudă, vă adoră, vă iubește. Dar voi în spate aveți un mare consum de energie, probabil consumați multă energie la aceste evenimente, așa cum și eu consum la coetalările pe care le fac. Dar, dragii mei, unii dintre voi aveți tendința să fugiți. Orice un semn de apă, alt semn de apă sau cineva cu marcaj în semn de apă, ori de transformarea voastră emoțională. Puf! Și vă, da, revin imediat. Și vă afundați în responsabilități, în job, repet, unii în victorii după victorii, mai ales dacă lucrați cu publicul, vă hrănește. Pe de-o parte, vă și consumă. Wow, ce tarare! Frumos că la capătul setului de cărți s-au oprit cu un scop aici. Nu contează ce s-a întâmplat în timpul... Da, am amestecat, n-am amestecat, nu mai știu ce am făcut. Așa a fost să fie. S-a oprit la echilibru. Aici este sfatul, să vă echilibrați. După cum par cărțile, ce dragostea face diferența. Ați îndurat, ați îndurat, v-ați consumat, v-ați implicat, ce ați mai făcut voi acolo, ați pierdut energie, timp, resurse în direcții care nu v-au crescut, echilibrați-vă, temperați-vă, că asta înseamnă temperanță sau echilibru. Poate că pe 14 trebuie să vă temperați în mod special, pentru că iar apare 4 și 14. Ah. Pe 4 octombrie sau între 4 și 7 octombrie, între 4 și 7 octombrie, se întâmplă ceva, o mare bucurie, o mare bucurie. Asta așa, un alt mesaj. Nu știu, v-am zis că unor citesc mai altfel cărțile. Ok. Deci, temperați-vă, echilibrați-vă emoțional, conectați-vă la emoțiile voastre, că sunteți semnul racului, da? Trebuie să fiți acolo, în lumea voastră apoasă, din când în când. Poate ar trebui să faceți o baie înainte de evenimentele la care participați, să faceți așa o baie cu clăbuc, cu spumă, cu plante, cu sare, cu ce mai puteți voi acolo pune. Toate aromele pe care le aveți în bucătărie, puneți-le acolo ca să vă curățați energetic și înainte și după eveniment. Și veți străluci, da, faceți baie, vă duceți străluciți și apoi vă întoarceți, vă echilibrați energiile. Meditați un pic înainte de evenimentele acestea, la care iar vor fi jocuri de lumini, curcubee, confeti, toată lumea bucuroasă. Dar iar cineva fuge, fuge de el însuși, pe 9 de monede, e o persoană care este ok singură. Dar fuge de... Cineva fuge. Se minte pe el însuși. Ok, hai să revin la alte mesaje. Vă rog frumos, spuneți-mi când rezonează cu voi, pentru că știu că am momente când citesc atipic cărțile. Și asta se întâmplă pentru anumite persoane. Evident, nu pentru toată lumea, că sunteți mulți. Diferite generații, diferite hărți. Am zis că unii dintre voi sunteți cam obosiți și se vede. Dacă mai întindeți un pic coarda cu, eu știu, proiectele pe care, la care lucrați, să nu vă epuizați. Mare grijă. Blocaje în suflet. Iubirea mea a început să... Aia mică a început să latre ca lupoaică. Este un eveniment. Lumea. Sunteți la distanță de cineva. Sunteți la distanță de cineva și... Într-un fel sau altul v-ați blocat sufletul. Faptul că nu puteți să călătoriți mai aproape de ei... Vă întristează.
vă întristează. Aveți multă pasiune pentru cineva, regina de bâte. Aveți multă pasiune pentru cineva. Evident că poate să fie și cineva cu marcaj în semn de foc care vă blochează. Da? Unii dintre voi aveți. Nu. Eu simt că voi blocați pe ei. Unii dintre voi cu marcaj, nu, care ați avut un semn de foc în trecut, simțiți că acest semn de foc v-a obosit. Personajul respectiv tot se uită, încearcă să vă domine. Și când zic semn de foc, poate să aibă planete în berbec în mod special. Sau un leu. Și voi ați obosit. Ați vrea să-i blocați. În acest moment aveți valetul de monede. Vreți să vă concentrați pe un proiect creativ, cum am zis mai devreme, că nu degeaba, da? Și aveți și trei de monede. Vreți să colaborați cu cineva. Evident că poate să fie și cineva cu marcaj în semn de pământ, că aveți multe, multe monezi, aveți mulți bani. Valetul de monede. Vreți să comunicați cu cineva pe care îi vedeți mai speciali. Îi vedeți speciali. Au ceva. Ce fac diferența. Ies în evidență într-un fel sau altul și nu e obligatoriu să fie semn de pământ. Poate să fie orice alt semn. Dar pentru unii poate să fie taur, fecioară, capricorn. Dar nu este obligatoriu. Vreți să comunicați cu cineva clar. Studiați pe cineva. Eventual studiați cum să creșteți financiar, că aveți și valetul și trei de monede. Pentru că vreți relații stabile. Și relații stabile înseamnă și la locul de muncă și, evident, în viața personală. Regina de bâte înseamnă și proiecte creative, înseamnă o energie foarte creativă, întreprinzătoare. Dacă voi sunteți aici cu multă pasiune în domenii care țin de entertainment, da? Distracții, eu știu ce alte chestiuni care țin de creativitate. Repet, ați pus multă energie, multă pasiune, studiați un proiect anume, vreți să lansați ceva. Vreți să lansați ceva, un proiect la care ați muncit. Repet, revin la primele mesaje, sunteți un pic cam obosiți. Poate aveți niște restricții de circulație, cum am zis mai devreme. Și totuși, în viitorul îndepărtat, aveți trei de monede. Puteți să colaborați, veți ieși în evidență, iar cum apare și la 6 de bâte, veți ieși în evidență. Lumea vă va aprecia pentru ceea ce faceți, dar în plus vreți să colaborați, să creșteți, să colaborați cu cineva. Există cineva care. Sper să nu se termine bateria, da? Care vă atrage atenția și vreți să colaborați. Ca și sfat, păstrați-vă banii, păstrați-vă echilibru. Ați avut și echilibru aici, aveți și 4 de spade, 4 și 4, iar echilibrați-vă mental și emoțional și aici și financiar, pentru că aveți multe de făcut. Aveți multe planuri. Pentru unii dintre voi, există cineva care este mai la care vă gândiți. Care este mai rigid. Dați-le șansă, eventual. Dați-le șanse pentru că este influența exterioară, regele de monede. Iar pe tron și acesta tot pe tron. Nu e rege, dar are și el. Tronulețul lui. Nu putea să apară de două regele, dar trebuia să apară sub altă formă. Cred că e același personaj. Taur pentru unii, Capricorn pentru alții, Fecioară, dar nu e obligatoriu. Este un personaj care vă inspiră. Pe de-o parte. Am zis, îi vedeți că sunt altfel decât restul. Pe de-o parte au și calități acești oameni, da? Au calități. Sunt stabili, au luptat pentru poziția lor, mai ales că sunt regi. Poate o persoană chiar matură, mai matură decât unii dintre voi. Dar sfatul este eventual să vă inspirați de la ei, să luați, mai ales că v-ați pierdut energia în multe direcții, unii dintre voi. Așa simt, așa vă zic.
Sfatul este să vă concentrați pe o singură idee, pe un singur proiect și să vă găsiți acolo echilibru, să fiți un pic mai temperați, da, mai temperați. În poziția fricilor, aveți împărăteasa. Împărăteasa este o energie, vă este frică de perechea voastră divină? Pentru unii. Pentru alții vă este frică de mama copiilor, pentru alții vă este frică de mama voastră. Aveți acolo niște frici în legătură cu mama voastră. Trec peste subiectul ăsta. Aveți iar taur, iar vă și influențează, vă și inspiră, dar vă și încrozește eventual cu un stil, poate prea încăpățânat, prea încăpățânat pentru unii. Dacă nu e taur, poate să fie o balanță, pentru că apare un semn de aer undeva în trecut, cu care ați avut discuții. E în poziția fricilor. Nu aveți creștere. Împărăteasa înseamnă creștere. În poziția fricilor vă este teamă că nu aveți... Uf, unii dintre voi, alt mesaj, că vin așa, mă bombardează una alta. Vă este teamă că nu vă veți întâlni cu partenerul, partenera, în mod special, cu partenera voastră divină, în poziția fricilor, din cauza acestor restricții de călătorie, și eventual din cauza responsabilităților. Ce vă doriți? Vă doriți să creșteți financiar, iar să lucrați la proiectele voastre? Sunteți deocamdată concentrați pe bani. Nu zic musai că vă doriți musai un semn de pământ, pentru unii poate să fie adevărat, dar vă doriți, eu așa simt că vă doriți bani să lucrați la proiectele voastre, să lucrați la stabilitatea voastră. Dar găsiți-vă metodele de lucru potrivite, pentru că aveți aici ceva, o energie care este destul de obosită, da? Și se vede în confirmarea acestei cărți. Ați îndurat foarte multe. În viitor, spre sfârșitul lunii, ce aveți? 8 de cupe. Dacă faceți această transformare emoțională, este minunat. Să lăsați în urmă cupele care nu vă încântă. Prieteni, locuri, responsabilități prea multe, lăsați-le în urmă. Și căutați-vă victoria într-o altă direcție. Faceți diferența între dragoste adevărată și diferite alte lucruri trecătoare. Dar revin, unii dintre voi fugiți de această transformare emoțională în responsabilități, pentru că aveți multe monede, vreți să vă gândiți la bani, la stabilitate, dar... Clarificăm, te rog frumos. 5 de spade, un pic cam obositoare e tarea voastră. 5 de spade. Ho, diavolul. Că e semn de aer, că e săracul, capricorn, că e orice alt semn, poate să fie și semnul de foc, care are tendința să domine. Nu mă interesează pe mine semnele. Găsiți-vă semnele. Este o energie dominatoare, toxică, niște conflicte mentale, verbale, jocuri mentale între voi și acest personaj. Obsesii, adicții, codependență, sunt multe. Frici. Puf! Ia uite, s-a oprit la 8 de spade. Cineva nu poate să iasă din acest, să se transforme mental, să iasă din acest stil. Ia uite, regina de bâte, cavalerul de bâte. O pasiune pentru cineva, atracție pentru cineva. Valetul de monede. Simt nevoia să clarific. Nebunul. Nebunul. Care parcă a mai apărut, dacă nu greșesc. Da, nebunul a mai apărut. Vreți să luați de la zero cu un proiect? Să încheiați un capitol. Dacă reușiți să blocați această energie toxică,
Dacă reușiți să blocați această energie toxică, să mergeți către ceva mai creativ, e ok. În prezent, nebunul. Vreți să riscați un proiect unii dintre voi? Sau să mergeți, să comunicați cu cineva. Unii dintre voi vreți să comunicați cu cineva cu care n-ați mai comunicat niciodată? Ați așteptat foarte mult această comunicare. Da, vreți foarte mult să comunicați cu cineva. Ați așteptat foarte mult această comunicare. A fost o separare între voi. Și v-a luat ceva putere ca să răbdați această separare. Și acum vreți să comunicați. Interesant. 9 de... Clarificăm 9 de... Ok. Nu. Da. 9 de bute a fost clarificat de regina de spade invers. Iar personajul cu care aveți, același personaj îl simt, cu care ați avut conflicte mentale, verbale, cineva care nu comunică ok, nu comunică din suflet, jocuri mentale, poate chiar și comunică negativ, negativ urât, da, în fine, agresiv. Există jocuri mentale. Nu mai comunicați cu ei, îi blocați. Ia uite, vreți altceva, vreți să vă vindecați și să renașteți. Da, să schimbați roata norocului, să schimbați destinul, să vă schimbați energia. Vreți să ieșiți din energia asta. 4 de monede. Da, uite. Aveți o nouă pasiune. Dar găsiți-vă echilibru în această pasiune. Pentru unii puteți, poate cineva cu marcaj în semn de foc sau de pământ are pasiune pentru voi. Dați-le o șansă, eventual. Pentru că apare și nebunul și semn de pământ aici. Da? Cineva cu marcaj în taur și în berbec. Da. Uitați-vă în harta lor, în sinastria lor. Ia uite, iar apare marele preot, berbec, taur. Regele de monede. Da. Influență exterioară. Acest rege de monede este cam singur. Că e femeie, că e bărbat. Oameni care au lucrat pentru cariera lor. Da, se simt singuri. Se simt singuri. Probabil că este tăcere între voi, iar variază. Și totuși, interesant că s-a oprit la suflete perechi. La acest, ia uite, 4 de băte. Aveți o conexiune foarte profundă. Între voi doi o conexiune foarte profundă. Acest bărbat sau femeie nu contează. Împărăteasa. Cine e împărăteasa? Poziția fricilor. Aveți multă pasiune, iar. Regele de bâte. Vă este teamă de această pasiune pentru acest personaj? Semnul taurului pentru unii. Taur, văd tot timpul cuplu taur-berbec. Taur, monede de foc. Da. Dacă le știți harta. De ce vă este teamă? De această pasiune. Să nu crească mai mult decât crește și să vă distragă atenția. Cavalerul de monede. Ia uite, împăratul. Să zice că sunteți voi. Vreți să mergeți cu răbdare către partenerul vostru divin? Am zis că vă este... Vreți să fiți... de-aia vă este teamă. Fui, ia și moarte. E o transformare în viața voastră. Sper că înțelegeți oare ceva din câte am spus pe aici. Aveți multă pasiune pentru partenerul, partenera voastră divină. Partenera divină, în mod special. Dar evident că poate să fie și bărbat. Aveți multă pasiune. Și nu mă refer la... Nu mă fixez pe zodii. Și această pasiune vă cam sperie pe unii dintre voi. Vă cam sperie. Pentru că voi acum vreți să mergeți pas cu pas către această poziție de împărat. Nu zic musai, de poziție financiară, de afaceri. Nu la asta mă refer. Mă refer la... Apare împăratul și împărăteasa. Vreți să vă pregătiți
Probabil că de-aia apare și împărăteasa în poziția fricilor, încă nu sunteți pregătiți să vă întâlniți cu acest personaj. Generos de altfel, frumos, fain. Repet, față de care aveți pasiune, dar aceste cărți sunt în poziția fricilor voastre. Marte și Venus, e ceva acolo. Frumos, o completare frumoasă între voi doi, dar e în poziția fricilor, repet și vă arăt. Cărți superbe de altfel, în poziția fricilor. Asta pentru că ați avut de-a face cu niște situații extrem de toxice în trecut. E același personaj, simt, da, că n-are cum să, da, de care v-ați îndrăgostit, vi s-au aprins călcâiele la un moment dat, unii dintre voi, cavalerul de bâte și regina de bâte, și aici e partenerul divin, da? Și din niște motive simțiți că nu sunteți pregătiți pentru ei, că nu degeaba a apărut în poziția fricilor și atunci vreți să munciți pas cu pas, să deveniți oameni stabili, mai ales dacă nu ați fost persoane stabile, oameni echilibrați care oferă protecție, da? Pentru acest partener, partenera. Vreți să vă controlați voi viața, să vă construiți viața? Să aveți echilibru. Deci asta vă doriți voi să fiți. Asta e în poziția fricilor. Repet. Ciudat, dragii mei, răfușori. Ciudat. Dacă aici este un cuplu în care aveți discuții, nu te termina, te rog. Dacă sunteți un cuplu în care ați avut discuții, probabil că vă este teamă de partenerul vostru. Asta e posibil. Dar aici este mai mult o legătură karmică. La capătul setului de cărți, interesant, s-a oprit la moarte, transformare. Și aici regina de cupe. Ia uite, regina de cupe, semn miracolului, să zicem. Sau alt semn de apă, pești, drac. Scorpion, aveți marcaje acolo. Ideea este că vă transformați, trebuie să renașteți. Din punct de vedere emoțional, am zis de transformare emoțională și la final și s-a confirmat totuși, nu vorbesc chiar așa, chiar dacă e complicată situația, că na, așa, vă complicați și voi, că sunteți raci și racii complică lucrurile, asta e adevărul, complică. Dacă era altă zodie, era mai ușor, e zodia racului, da? Și totuși, aveți multă dragoste pentru cineva, vreți să începeți o relație de lungă durată, să ducă către zecele care le-am văzut la începutul etalării, 10 de monede, da? În secret, vă doriți căsătorie, justiția. Vă doriți pe cineva alături, un partener stabil, regele și regina de monede. Pe de altă parte, vreți să se facă justiție divină între unii dintre voi care ați avut probleme cu un capricorn, vreți să se facă justiție între voi și acest capricorn. Unii, nu toată lumea, sau o fecioară. Capricornul trebuie să-și înțeleagă lecția spirituală sau fecioara. Evident. M-a obosit etalarea asta. Vă rog frumos, spuneți-mi din câte mesaje am dat, care rezonează cu voi. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală. Vă pup, numai bine. Nu uitați că vine totuși o nouă dragoste. Chiar dacă este nebuneala asta. Stai, stai, stai. Apare o nouă dragoste. Da? Ați îndurat, încă îndurați. Nu uitați. E prin preajmă, e prin aer. Vă pup, vă iubesc, vă doresc numai bine. Pa!